Bună ziua, dragi colegi! Ne întâlnim astăzi cu un dublu scop. În primul rând, vrem să sărbătorim Ziua Drapelului Național, iar după aceea vom avea prima întâlnire de constituirea Clubului Contabililor din județul Neamț. După cum știți, ziua de 26 iunie este proclamată ca fiind Ziua Drapelului Național și a fost declarată prin legea 96 din 20 mai 1998. Bineînțeles că avem și o legendă legată de modul în care s-au contopit culorile drapelelor țării românești și ale Moldovei. Și anume, se spune că în anul 1506, Bogdan Voievode, se vorba de Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, a intrat în țara românească și a ajuns până la Râmnic. E vorba de Râmnicul Sărat. Acolo s-a întâlnit, l-a întâmpinat domnul țării românești, este vorba de Radu Voievod, Radu cel Frumos îi spunea, care a încercat să se împace cu dânsul și avem ca și dovadă leptopisoțul de la Bistrița, e vorba de mănăstirea Bistrița, de aici, de lângă Piatra Neamț, în care spune Radu Voievod în felul următor: sunteți creștini de același neam și multe vorbe s-au schimbat între dânsi și multe rugăminți s-au făcut, iar domnul Bogdan Voievod, văzând atâta rugăminte, a făcut pe voia lui și se împăcă. Asta mai departe puțin. Această întâlnire a fost imortalizată de către pictorul Constantin Leca. Și dacă ne uităm puțin, vedem aici, în dreapta, steagul Moldovei, care în vremea aceea era roșu cu albastru. În partea opusă, steagul țării românești, care era, sau muntenii, care era albastru cu galben. Și se spune că prin contopirea acestor culori a apărut prima versiune a steagului românesc, fiind cel de, care are culorile roșu, galben și albastru. Dacă vreți dați mai departe. Așa, apropo, tabloul acesta se găsește la Muzeul de Artă din Bacău. Dacă cineva ajunge pe acolo, chiar și o să-l privească, o să știm mai bine despre ce este vorba. Mai departe, tot pictorul Constantin Leca a pictat tablou referitor la prinderea și omorârea lui Mihai Viteazu. La fel se observă steagul românesc, în care culorile sunt puse orizontal. Tabloul acesta este la Muzeul de Artă de la București. Dăm mai departe. Urmează prima referire oficială. Până aici a fost istorie și legendă. Prima referire oficială în 1834, când domnitorul Alexandru Ghica a cerut de la sultanul Mahomet al II-lea învoire pentru ca să poată să arboreze steagurile țării românești. El a primit învoire pentru drapelele și pavilioanele navelor de luptă și a primit de asemenea învoire și pentru drapelele forțelor armate. Modelul era stea cu fața roșie, albastră și galbenă, având și acestea stele și pasăre cu cap în mijloc. Curând ordinea culorilor a fost schimbată astfel încât galbenul să apară în centru. Dăm puțin mai departe. Acesta este domnitorul Alexandru de Ghica. Îl vedeți într-o litografie care a fost realizată de același Constantin Leca. Dăm mai departe. Revoluția de la 1848. Steagul adoptat de către revoluționari a fost tricolorul, care avea culorile albastru, galben și roșu, dispuse orizontal, iar pe fondul galben era scris în litere chirilice, cum era în momentul respectiv, dreptate, frăție. De fapt, asta era și sloganul revoluționarilor de la 1848.
tricolora apare de asemenea în Moldova. În Moldova ceva mai puțin, pentru că forțele ruse s-au mobilizat la granița cu Moldova și revoluția a fost foarte rapid înfrântă, să spun. De asemenea, în Ardeal, la adunare de la Blaj și chiar și la Paris, unde tinerii pașoptiști erau studenți foarte mulți în vremea aceea, s-au efectuat studii mai departe. Tot la momentul 1848, deci după câteva luni, s-a stabilit faptul că nu s-a înțeles bine modul în care trebuiesc alternate culorile, și anume că ele trebuie dispuse verticale, nu orizontal, cum ne-am avut până acum. E posibil ca să fie sub influența modelului francez, unde steagul știm că este vertical. Și mai departe. Aceștia sunt tinerii de la 1848, într-o acuarelă, trecă tot la Muzeul Național de Artă îl găsim. Și uitați cum erau dispuse culorile. Începând cu albastru, galben și roșu și dispuse orizontal la vremea aceea. Dăm mai departe. Acesta este nouă stea care s-a stabilit în luna iulie. Dăm puțin mai departe. Urmează momentul Alexandru Ioan Cuza în 1861, timp în care s-a folosit pentru o perioadă atât steagul Moldovei cât și steagul țării românești, după care s-a utilizat steagul Principatelor Unite, de mai departe să vedem cum era. Era iarăși s-a revenit la tricolorul orizontal, de mai departe. În 1866, Alexandru Ioan Cuza este detronat și în momentul detronării, uitați cum arată steagul. Este o pictură realizată de Gheorghe Tătărescu. Dăm mai departe. Urmează România modernă, Carol I, la 1866, prevede culorile și prevede faptul că să revine iarăși la steagul roșu, galben și albastru, în care culorile sunt așezate vertical, iar culoarea albastră se află lângă lancele. Mai departe. Aceasta este steagul stabilit de Carol I. Steagul era, exact cum vedeți aici, numai culorile, urmând ca stema să fie în funcție de, utilizată în funcție de persoana juridică, să zic, care folosea acest steag. Dăm puțin mai departe. De exemplu, steagul principelui Carol I era ceva de felul ăsta, cu stema casei regale, de fapt aici în mijloc se vede, cu cei doi lei, coroana de oțel se vede deasupra și vedem că sunt prezentate patru provincii românești. Pe vremea aceea Transilvania nu era, vorbim de anul 1866, da? Transilvania încă nu făcea parte din România. Dăm mai departe. Dar un moment important, 1877, războiul de independență. Vedem aici tabloul cuceririi redutei de la Grivița, unde capitanul Walter Mărăcineanu pune steagul românesc în vârful redutei Grivița. Mai departe. Urmează un moment și mai important, încopierea României Mari, în care drapelul rămâne, bineînțeles, la fel, dar apar stemele. De exemplu, aceasta este stema reginei, aceasta stema principilor moștenitori. Și dacă suntem atenți, apare aici, în partea de jos, în plus, apare și a cincea provincie, apare Transilvania. Vedem cele șapte cetăți, că așa se chema Transilvania în perioada respectivă. De mai departe, urmează momentul 1948, Republica Populară Română. Culorile rămân aceleași, roșu, galben și albastru, se schimbă stema. Vedem aici un soare care răsare, nu știu de unde, un tractor, ceva industrie
în spate, dăm mai departe. Urmează între 1848 și 52 să schimbă schema, se mai stilizează puțin, apar pădurile, munții, sondele de petrol, mai departe, între 1852 și 65 se schimbă puțin schema, în sensul că apare steaua aceasta de aici, cu 5 colțuri, mai departe. Urmează perioada 1965-1989, în care schema se schimbă puțin, în sensul că aici jos scrie Republica Socialistă România. Dăm mai departe. Urmează steagul binecunoscut de la Revoluția din decembrie 1989. Steagul fără schemă, cu schema scoasă, găurit. Mai departe, dăm puțin. Și steagul României în prezent și schema României. Schema, se vede, este această vilă. Iar păscut în centru avem simbolizate cele 5 provincii istorice românești. Este vorba de Muntenia, puțin în dreapta unde este capul de bor Moldova, puțin în stânga Oltenia, în dreapta Transilvania, iar pe mijloc unde sunt cei doi delfini Dobrogea. Cam așa s-a ajuns la culorile steagului național și la fel și stema, cam în modul acesta a ajuns să fie să arate în modul în care îl vedeți dumneavoastră. Cam asta e prezentarea. Mulțumesc mult că m-ați urmărit.